exact anul în care am deschis prima oară un autor japonez. Știu însă exact că era vorba de Kobo Abe, Femeia Nisipurilor. Evident că era într-o traducere în limba rusă, pentru că accesul cărții românești aici era cumva mai zăgăzuit. A fost neobișnuită acea întâlnire, pentru că în anii 80 să citești un text care nu este deloc optimist, care mai degrabă cumva duce într-un fel de impas, adică nu are un final luminos, nu este un triumf al binelui, al frumuseții, al vieții și așa mai departe, dar, dimpotrivă, insinuează ideea că prin perseverență, prin muncă, se poate totuși ajunge la un liman. Lucrul ăsta era cumva în contrasens cu tot ce învățasem la facultate. În genere, la facultate, și e vorba de Facultatea de Litere a Universității, literaturile străine erau predate doar la anul 5, când deja eram aproape cu diploma în buzunar, și se făcea mai degrabă un survol, adică, dacă mi-am amintesc bine, și slavă Domnului, am avut un profesor foarte bun în persoana domnului Sergiu Pavlicenco, nu cred că la un moment am ajuns și prin Asia, prin Orient, nu mi-am amintesc, de exemplu, ca domnul Pavlicenco, care oricum îi vorbise și despre Marquez și despre, știu, alți scritori importanți, probabil chiar și despre Selin, nu mi-am amintesc atât bine, dar nu mi-am amintesc și în mod sigur că nu ne vorbise niciodată despre acea parte de lume. Ei bine, deci în acel context, în care totuși deja aveam niște referințe clare din literatura europeană, acest roman de Kobo Abe a însemnat foarte mult. Dacă mi-am amintesc după ția, înseamnă că a fost un fel de bordă kilometrică. Evident că atunci când îți faci un autor, ce faci? Îl cauți în continuare și continuarea a venit foarte repede. Am găsit o altă carte de Kenzaburo Oie. Evident că iarăși în limba rusă era vorba de Chujo Ilitso, dar și care la fel m-a impresionat, poate mai puțin decât Femeia Nisipurilor, pentru că deja într-un fel era simțită metoda și nu a fost o atât de mare surpriză pe cât fusese Femeia Nisipurilor. De ce pornesc de la acest autor care, iată, își sărbătorește, sau noi sărbătorim mai exact, centenarul nașterii sale? Este pentru că, grație lui Kobo Abe, am avut o imensă deschidere spre literatura japoneză. Pot să spun în mod cert că a fost un coup de foudre de la primele pagini cu Femeia Nisipurilor și tot ce a urmat după aceea a însemnat o intrare în arhipelagul nipon la început, prin marilor autori și după aceea, dacă aveți un fel de specializare pe anumite insulițe. O să fac acum trecerea, pentru că a venit destul de repede, nu pot să-mi amintesc exact anii, dar știu că deja la scurt timp după terminarea facultății și ajuns la Moscova pentru un doctorat la Institutul de Teatură, am căutat în mod deliberat niște autori, adică aveam în minte cel puțin, aveam câteva nume. Evident că, primul rând, îl aveam pe Kawabata și nu cred că cineva își poate imagina literatura niponă fără Kawabata și Mishima, cei doi mari prieteni și care, mă rog, au fost și contemporani și cred că probabil deci una dintre expresiile de vârf ale teatrului niponii. În perioada respectivă și spre surprinderea mea la Moscova, la Biblioteca de Limbi Străine, am putut să citesc destul de mulți autori nipon în limba română, pentru că în România se traducea în anii 70-80, s-a văzut destul de mult și foarte multe cărți ale țărilor, ghilimele socialiste, ale lagărilor socialiste, veneau la un moment dat în Biblioteca de Limbi Străine la Moscova. Și exista o traducere foarte bună, eu și acum mi-am amintesc coperta la Țara Zăpezilor de Kawabata, exista Mishima, mai multe romane, exista Akutagawa și acum o să vorbesc în mod special câteva clipe despre un autor care este pentru mine unul dintre mari deschizători ai literilor japoneze. Știți foarte bine, între paranteze fie spus, că cultura japoneză a funcționat așa, ca un fel de scoică care la un moment a înghițit multă apă, a filtrat-o, a filtrat și a dat tot felul de perle. Akutagawa este un scriitor nipon de începutul secolului 20,
dacă aș face o comparație, evident cu orice comparație și capătă, dar oricum puțin o forțez, Akutagawa este, dacă vreți, un fel de Chekhov al literaturii nipone. Și am aici mândă o ediție de Akutagawa, sunt foarte, foarte mândru, sunt extrem de mândru că această ediție din Akutagawa a apărut la editura Cartier. Este vorba de o traducere excepțională de Ion Caraion. Evident că Ion Caraion, mare poet, Ion Caraion nu știa japoneza, este făcută din limba franceză, dar am confruntat această traducere ulterior cu alte traducere și în limba rusă, și în română, și în franceză și mi-am dat seama că este o traducere extrem de bună, în sensul în care pune în valoare tot ce înseamnă rafinamentul culturii nipone. Și aici intrăm într-un, pornind de la, deci de la Kobo Abe, intrând acum în Akutagawa, încercăm să facem un fel de portret robot al literaturii japoneze. Ceea ce impresionează foarte tare la nipon este, pe de o parte, este acel vulcan, acea stihie interioară, pentru că toate personajele trăiesc vieți dramatice. Totul se întâmplă pe viață și pe moarte, totul este atât de dur și atât de împins până în pânzile albe. Pe de altă parte, cultura japoneză, care este foarte ritualizată, în care fiecare gest are o anumită semnificație, în care fiecare linie de condei este trasată în un anumit sens și avem pe masă aici mai multe albume de Katsushika Hokusai și altele, contrastul ăsta dintre vulcanul interior și perfecțiunea unui fug de neap cu simetrie interioară este extraordinară. Și ceea ce am descoperit ulterior, iar revin, pornind de la Kobo Abe, trecând prin Akutagawa, pe care l-am ținut foarte, foarte atent, și după aceea intrând în cei câțiva foarte, foarte mari, este vorba de, cum am spus, de Kawabata, Mishima, mai încoace Kenzaburo Oie, mai încoace Murakami, este această simbioză dintre o trăire la limită și o reținere absolut extraordinară a gestului, a o reținere exterioară. Adică în cazul scriilor nipone, stilul este foarte, foarte sobru. Totul este elaborat la ca și cum e făcut într-un fel de farmacie în care toate micile doze formează o rețetă perfectă. Am urmărit ani de zile cum este promovată și tradusă literatura japoneză în română. În anii, deja 20 de ani de când am această rubrică la Europa Liberă, m-am prins că sunt o mulțime de autori nipon pe care i-am citit, i-am comentat. Unii dintre ei, deci, e o poveste foarte interesantă în sensul în care sunt scriitori de limbă japoneză, dar stabiliți în altă parte din lume, sau scritori de origine japoneză, cum este, de exemplu, Julie Otsuka, care scrie în engleză pentru că stă în Statele Unite. Este deci, deja născut în Statele Unite din doi părinți niponi care au migrat și care au rămas în Statele Unite. Ceea ce este uimitor la acești scritori, și o să vă dau acum câteva nume, este că oriunde s-au mutat în lume, această dimensiune tipic niponă, deci vulcanul interior și reținerea sau dacă vreți, zăpezile veșnice care acoperă vulcanul din exterior, deci un fel de munte refugiu, dacă vreți, cu vulcanul interior și cu zăpezile din exterior, acest echilibru perfect funcționează pe tot locul. Nu mi-amintesc și vă rog să mă credeți că am citit o mulțime de autori niponi, deci, nu mi-am zis că roman în care să debordeze de acțiuni sau de patos, mai ales patosul, deci este aproape de neconceput în literatura japoneză. Totul este de o anumită sobrietate și până și la un autor care a și încheiat viața foarte violent, vorbesc de Mishima, care și-a făcut seppuku la un moment, la 45 de ani, exact în ziua în care a terminat tetralogia fertilității,
În interiorul cărților, liniile sunt de o puritate extraordinară, nu e amestec, nu este niciun fel de visceralitate expusă cum există, de exemplu, în literatura franceză, engleză, americană, mai încoace, germană și multele alte. Spuneam de deci, o anumită vizibilitate care în timp s-a confirmat din ce în ce mai mult a literaturii japoneze și o să, așa, răscoind cartea mea de eseuri despre literaturile lumii, deci este vorba de o colecție de texte publicate la Europa Liberă, te dau de aceste nume. Deci, Kyoto Murata, cea 1, este un roman, și acum îl amintesc, foarte sumbru, parcă e scris, parcă e desenat în cărbune, apropo că este aici Mihaela și cumva, deci am un partener de dialog, cineva face, dialogează cu creionul, cineva cu vorbele. Țin minte că odată publicat acel text despre Murata, Alex Cosmescu, care este foarte atent la tot ce mișcă în literaturile lumii, imediat a căutat cartea și asta a fost una dintre, zicem, bifele mele de bucurie, când vorbești despre un autor de foarte departe și cineva imediat se prinde că asta chiar deci, merită cunoscut. Merg mai departe și dau de Taishi Yamada, n-am mai visat de mult că zbor, este un roman de dragoste, dar iarăși în stil nipon, în care toate acțiunile în exterior sunt extrem de ritualizate. Mai departe găsesc Yasushi Inuie, pușca de vânătoare, evident Kenzaburo Oie. Kenzaburo Oie pe mine m-a răvășit, de exemplu, cu prima lui carte în care povestește despre nașterea primului său copil. Azi minte, știm foarte bine că toată literatura lui este scrisă pentru acel copil care s-a născut cu sindromul Down, dar grație talentul extraordinar al tatălui său, care i-a tot povestit și a scris povești pentru el, cumva s-a... Deci a crescut cu povești de tată și asta mi se pare și iarăși o chestie extrem de emoționantă, cum literatura nu pur și simplu este adresată în general omenirii, este scrisă pentru cineva și asta face ca cineva să crească cu literatura tatei. Merg mai departe și găsesc o roman de Yoko Ogawa, Hotel Iris. Acum mă gândesc că am ajuns la un alt titlu și am făcut o pauză gândindu-mă unde să-l atribui pe Kazuo Ishiguro. Știm foarte bine, este laureatul Premiului Nobel 2017, este născut în Japonia, primii 5 ani de zile a trăit în Japonia, după aceea părinții care erau diplomați au venit în Marea Britanie, a crescut în Marea Britanie, s-a format ca scriitor în Marea Britanie, își scrie textele în limba engleză, dar ceea ce m-a uimit de la prima lectură, încă atunci când citisem Să nu mă părăsești, este acea trăsătură, ar zice, caracteristică nipone, acea extraordinară putere de a îți controla sentimentul, de a-ți controla manifestarea exterioară a sentimentelor. Și mi se pare în acest sens că oricât ar scrie de mult în engleză și sigur că aparține literaturii engleze, Kenzaburo, cazul Ishiguro, evident că face parte și din literatura nipon. Și aici ar fi, de fapt, o discuție mai largă. Sunt o mulțime de scriitori care deci, funcționează cel puțin în două limbi. Mă gândesc că pe Nabokov cum îl împărțim, pentru că scrie în egal... Nu, are volume extraordinar de bine scrise în limba rusă și a produs el unele cărți din engleză în rusă, unele din rusă în engleză. Și la fel mai încoace este Matei Vișnec, la fel mai încoace este Andrei Codrescu. În general, eu cred că într-o lume globalizată, fenomenul bilingvismul unor scritori este absolut firesc, pentru că felul nostru de a comunica și de a încerca de a prinde lumea niște formule, probabil este influențat și de aceste tehnologii care fac ca noi să trăim într-un fel de simultanietate. Adică este uimitor acum cum, stând de exemplu la Chișinău, poți în aceeași clipă să comunici cu cineva din America, cu scriitori, vorbesc acum de exemplu de Andrei Codrescu sau Dorin Tudoran, și lucrul ăsta funcționează perfect și în scris. Adică, dacă mă uit atent și mă uit cum comunică între ei scriitori de varii origini,
care uneori se regăsesc în aceleași teme. Bun, sigur că fiecare în expresia lui particular și asta îl individualizează. Cred că putem vorbi tot mai mult despre fenomenul unor scritori care, cel puțin, dacă nu scriu în două limbi, cel puțin aparțin la două culturi. Și închei paranteza amintind că, de exemplu, pe site-ul Academiei Nobel, Hertha Müller este trecută cu două drapele și drapelul românesc, pentru că ea este sesoaică născută în Timișoara și formată în România, și drapelul german stabilit în Germania din 87, iar toată tematica cărților domniei sale este mai degrabă o tematică românească. Am încheiat paranteza, merg mai departe și o să vorbesc puțin despre doi scriitori absolut paradigmatici și care da, sunt contemporane cu perfect contemporane cu Coboabe. Deci e vorba de Yasunare Kawabata, care a și luat premiul Nobel, și Yukio Mishima. Nu știu, din exterior îmi vine foarte greu să fac un fel de podium, să pun pe primul loc, de exemplu, sau pe Kawabata și pe de-o parte pe Mishima și Coboabe, sau invers, pe Coboabe și Mishima. Deși, dacă mă întrebați pe mine, ca pur și simplu ca un cititor foarte atent, cred că cel mai tare vibrează anume la proza lui Mishima, care este și cea mai acută ca sentiment al trăirii la limită, pe muchie de cuțit, cum ar veni. Cred că e un triplet foarte puternic și prin faptul că sunt scriitori cu o foarte profundă conștiință intelectuală. Deci sunt scriitori la care dimensiunea asta intelectuală, deschiderea intelectuală funcționează foarte bine. Nu pot să spun că sunt livrești, pentru că literatura japoneză are încă o șmecherie. Deci ea știe foarte bine să înghite foarte multă cultură occidentală, să o prefacă și să ia de acolo esențele, fără să dea o mulțime de linguri sau să umple subsorile cu trimiteri la cutare sau cutare carte. În cazul acestor scriitori, probabil că acest echilibru, aceste vase comunicante cu lumea exterioară a funcționat atât de perfect încât foarte repede și Coboabe și Yukio Mishima și Yasunare Kawabata au devenit un bun comun al umanității. Dacă mă gândesc la câte traduceri s-au făcut din fiecare din acești autori, câte milioane de cititori au câștigat de fiecare dată când s-au tradus cărțile lor în alte limbi, asta îmi dă un fel de vertij intelectual și ca să punctez detaliul ăsta, o să mă refer la o carte minunată de Márquez, care este un fel, dacă vreți, de replay la Frumoasele adormite de Yasunare Kawabata. În genere, asta mi se pare o chestie absolut formidabilă când un scriitor occidental sau latinoamerican sau american, nu contează, la un moment este foarte impresionat de o carte din zona asta atât de singulară și atât de particulară în expresie, cum este deci Orientul îndepărtat, și pornind de la, zicem, un text, pornind de la, dă un fel de replică care ține de cultura sa. Și gândindu-mă la cartea lui Márquez, care se numește Povestea Târfilor Mele Triste și care face trimitere explicit la Frumoasele adormite de Yasunare Kawabata, mă gândesc cum se leagă lucrurile încât un autor din Japonia îi spune ceva foarte, foarte intim și foarte, foarte personal unui scriitor din Columbia stabilit în Mexic. Amintesc că acest roman al lui Márquez este chiar ultimul său roman, a mai scris memorii, nu știu ce, dar ca romancier a încheiat cu acest roman care face trimitere direct la Yasunare Kawabata și în sensul acesta, revenind iarăși peste
deci autorii citați la Kobo Abe, despre care, cu care am început acest dialog, mă gândesc cât de deschidere a dat Kobo Abe literaturii europene, prin, de exemplu, nu doar prin femeie din dar și prin acea proză fără chip sau, deci am tradus eu rusește Ciujuelițo sau chip străin, în care problema de dubluri, problema, deci, sosei, sunt foarte prezente în foarte multe dintre literaturile europene în genere. Secolul 20 cred că este marcat de această sfârșiere interioară a omului, a omului fără însușiri, a omului kafkian, a omului joycean. Toate acestea fiind spuse, întrebarea mea deci, este dacă timp de un secol și ceva literatura și cultura japoneze a avut un metabolism atât de formidabil încât a putut înghiți tot ce a însemnat mari valori în Occident și vorbesc aici și de film și de picturi și multe altele. Iar pe de altă parte, deci Occidentul cumva foarte filtrat a mers pe câțiva autori. Bun, unii dintre ei au și ajuns laureați Nobel, cel puțin Narika Babata și de Kenzaburo Oie. Mai încoace parcă n-a luat nimeni premiul Nobel. Mă gândesc acum dacă deci, ar exista în limbile europene, în culturile europene, în literaturile europene, scritori foarte, foarte puternici care ar merita să învețe japoneza pentru a da cele mai bune versiuni ale unor capodopere japoneze. Spun asta în ideea că anumite cărți traduse nu pur și simplu de cineva care știe japoneza, coreeană, anumite ar merita o discuție aparte și literatura coreeană, de care am citit mai mulți autori și câțiva sunt absolut formidabili, chineza, vietnameza, tot ce înseamnă Pacificul, zona aceea, deci Orientul îndepărtat, Noua Zeelandă, etc., etc. Mă gândesc cât de mult ar putea la rândul literaturile acestor țări, literatura japoneză poate înainte de toate, pentru că are o formidabilă tradiție milenară și are autori de mare anvergură, cât de mult ar putea fecunda literatura și cultura europeană. Și o să dau două exemple și poate cu asta o să începem să tragem niște linii așa spre final. Ce ar fi însemnat Van Gogh dacă nu ar fi descoperit pictura japoneză, toate picturile lui de ultimă în care este foarte, foarte nipon, în linie, în culori, în expresivitate, dacă vreți, în felul în care, ca și cum își ritualizează pictura. Mie mi se pare că pictura europeană ar fi pierdut enorm dacă Van Gogh s-ar fi oprit doar la, mă rog, floarea soarei, doar la ciorile, la cerul lui, stelata, lui Chipa Roșu, mai departe, dacă nu ar fi existat această dimensiune niponă a picturii lui Van Gogh. Și un alt exemplu, știi foarte bine că deci, expresiile cele mai rafinate și, dacă vreți, de vârf ale literaturii japoneze sunt acele poeme în 17 și 32 de silabe, e vorba de haiku și tanka. Am văzut aici un volum de poeme de Basho, care este unul dintre mari poeți de haiku nipon. Sunt o mulțime de alți poeți, este o mulțime de școli de haiku, de tanka. Lucrul acesta nu s-a oprit din fericire doar în literatura japoneză. În spirit de haiku s-a scris foarte mult și în Europa. Mă gândesc inclusiv la acel celebru poem al lui Ezra Pound cu apariția oamenilor în metrou ca niște muguri pe o creangă cu rouă sau așa de felul ăsta. În literatura română există multă lume și unii dintre poeți chiar remarcabili care au scris și tanka și haiku. Poate și pentru că
într-o literatură ca noastră, de exemplu, mai expansivă, mai cu sufletul la gură, mai gestuală cumva, rigoarea care se conține în aceste specii în care trebuie să încap exact în 17 silabe, deci 5, 7, 5 sau ăsta mai complicat la Tanca, impune o anumită rigoare lăuntrică. Pentru că inspirația este foarte bine să fie și controlată la un moment dat. Inspirația nu este o chestie pur și simplu explozivă, dar e nevoie și de foarte multă școală. Și probabil cei care au făcut școală la această rigoare neponă au poate ceva în plus vis-a-vis de cei care pur și simplu au perceput literaturile din Orientul apropiat după ureche. Adică cei care pun mâna nemijlocit la a face în chei, de exemplu, japoneze, cu tare sau cu tare text, parcă au ceva în plus. Și dacă am început cu Kobo Abe, care mi-a deschis o perspectivă extraordinară asupra literaturilor din Orientul îndepărtat, mi-a deschis o anumită dorință de autor japonez, pentru că ce a urmat și Akutagawa și Kawabata și Mishima și mulți alții au accentuat această dimensiune particulară deci a literaturii japoneze. O să închei cu un caz fericit când un autor român stabilit în Japonia se impregnează de această cultură și ajunge să dea niște texte nipone ca un cadru al acțiunii, dar păstrând și această dimensiune europeană a nuvelei. Și deci mi se pare o simbioză foarte fericită. Am și scris cu mare plăcere despre cartea lui George Moisi, Kanashibari se numește, este un termen, nu o să deschid acum paranteza că este o chestie mai complicată, doar o să spun că este un volum de proză scurtă, apărut la editura Curtea Veche în 2023, în care sunt vreo în jur de 15-20 de texte, nuvele pe tematică japoneză, care se întâmplă în Japonia. De regulă există și un personaj de origine europeană care interacționează cu meseriașii, cu, de exemplu, cu un lemnar, cu cineva, cu un fierar, cu un bucătar japonez. Și lucrul ăsta mi se pare foarte interesant, pentru că ceea ce numim noi cumva convențional și foarte patetic dialogul dintre culturi se întâmplă nemijlocit între personajele acestei cărți, care fiecare este purtătorul unei anumite mentalități. Din câte știu, George Moise, pe care nu cunosc personal, doar l-am citit, stă de vreo 20 de ani în Japonia. Bănuiesc că s-a integrat perfect în cultura japoneză, dar în cazul lui funcționează ce spuneam mai înainte, deci acest dublu je, acest dublu eu, deci un om care este integrat în Japonia, dar care încă își păstrează o rădăcină românească și scrie românește. Abia aștept să-l cunosc și să-l întreb dacă nu cumva, deci există și o versiune japoneză a acestei cărți, pe care cred că tot el ar fi trebuit să o scrie. Întâmplarea fericită face că filmăm această discuție chiar de 1 martie, de ziua mărțișorului. Dacă ne gândim bine, drapelul japonez este un alb care înconjoară totul și în centru este o picătură, o sferă roșie. Cred că de ziua mărțișorului este foarte bine să citim și autori niponi.